Mulțumesc că ați venit, m-ați bucurat. Multă pace să aveți. Mulțumim frumos. Rămâneți cu Domnul. El e cel care lasă pace în inima noastră. Domnul, sunt bun. Și la orice necaz, când îngenunchiați, ca să credeți ca și cum ați căpăta. Domnul, El e cel care lucrează. Astăzi suntem în județul Botoșani, suntem pe teren, afară este foarte frig, sunt minus multe grade, dar bucuria care o avem în inimă când vedem că putem face ceva pentru alții este mai mare decât frigul care e afară. Domnul să vă binecuvânteze și mulțumim, Domnule. Vă mai așteptăm la noi. Cristina Bucolina vă iubim. Ne-am bucurat mult de care cadoul l-am primit. N-ai cum să îi privești și să nu simți o iubire pentru noi. Poftim! Suntem chiar acum într-o familie unde ne-au uimit copiii care fug din casă plini de bucurie. Chiar dacă sărăcia este așa de mare și hrana nu este așa de îmbelșugată și diversificată, însă ei aleargă prin casă plini de bucurie. Ne-au uimit, sincer, ne-au frânt inimile, pentru că alții stau poate în palate și nu sunt bucuroși. Aici am fost la o femeie părăsită de soț, a rămas cu doi copilași, îi crește singură, n-are pensie alimentară, n-are nimic deocamdată. Și am ajutat cu niște alimente, cartofi. Vreau să veniți pe la mine. Cât de puțin, dar știm că e de mâna Domnului. Chiar dacă e greu de urcat la deal, am făcut tot posibilul să putem ajunge la această familie de aici, de pe deal, ca să putem aduce câteva alimente și să fim de alături de ei, fiindcă ei stau mai alăturat aici și probabil nu mulți oameni ajung la ei. De aceea noi suntem aici, ca să ajungem la cei care alți oameni nu pot să ajungă. Fierbinte și la sus, ai stai căsuță, fratele tot îmi spune. Și domnul așa o făcut. Da. Ai cartofi ori acolo? Da, mulțumesc. Mulțumesc domnului la frasa și rog. Domnul să vă binecuvânteze, îngeri păzitori, să fie în continuare cu dumneavoastră până la locul destinat al dumneavoastră.
Mulți dintre voi, de mult timp nu ați deschis poarta bătrânilor din satul vostru, din blocul vostru. Și mulți din acești bătrâni așteaptă ca cineva să deschidă poarta. Poarta poate e ruginită și nimeni nu a deschis-o de mult timp. Așa că vă provocăm și avem o dorință la voi. Mergeți la cei bătrâni din satul vostru și deschideți-le poarta, mergeți la ei și întrebați-i doar atât. Ce mai faceți? Cum vă simțiți?